dragi telespectatori. De la microfon vă salută preotul Adrian Blăjuță și de la pupitrul tehnic Eduard Lucaci. Sunteți în legătură directă cu Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Suntem în Săptămâna Sfântă în Biserica Romano-Catolică. Peste câteva momente va începe o celebrare specială, penitențială, condusă de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei Romano-Catolice de Iași. Rugăciunile și cântare la această celebrare sunt susținute de un cor format din preoții și surorile din congregația Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot, care slujesc la catedrală, la Episcopia de Iași. Corul este dirijat de părintele Robert Rătan la orgă Maximilian Husaru. După această celebrare va urma Calea Sfintei Cruci. Celebrările penitențiale sunt adunări ale poporului lui Dumnezeu pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, prin care este invitat la convertire și la reînnoirea vieții și se vestește eliberarea de păcat prin moartea și învierea lui Hristos. Nu putem fi împreună în biserică la un astfel de moment, dar suntem în comuniune prin mijloacele de comunicare. Aceste celebrări penitențiale sunt foarte utile pentru a favoriza convertirea și purificarea inimii. Celebrările penitențiale se orânduiesc mai ales pentru promovarea spiritului de penitență în comunitatea creștină, ajutorarea credincioșilor în pregătirea spovezii care, la timpul potrivit, va fi făcută de către fiecare în parte. În afară de acestea, acolo unde nu există un preot pentru acordarea dezlegării sacramentale, celebrările penitențiale sunt foarte folositoare, întrucât contribuie la trezirea căinței desăvârșite din iubire, prin care credincioșii pot dobândi, în dorința penitenței sacramentale viitoare, harul lui Dumnezeu. Suntem, spuneam, în comuniune în aceste momente. Preasfințitul Iosif Păuleț va prezida acest moment, această celebrare penitențială. Seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși de toate vârstele care sunteți în comuniune cu noi, cei din Catedrala din Iași, ne pare rău că trăim aceste vremuri grele și nu putem merge la biserică să ne facem datoria de Paște, datorie care include și spovada individuală făcută în fața unui preot. Este și un timp de încercare, așa cum se încearcă aurul în foc pentru a căuta mai adânc prezența lui Dumnezeu în viața noastră, pentru a consolida încrederea în iubirea Lui. În această seară, la celebrarea penitențială pe care o facem, dorim să trăim această încredere profundă, folosindu-ne de posibilitatea pe care ne oferă Biserica de a obține iertarea păcatelor prin căința desăvârșită. Chiar Papa Francisc ne-a spus de mai multe ori în ultimele zile acest lucru.
anume că atunci când nu este posibilă spovada și dezlegarea individuală, Dumnezeu acordă iertarea sa necondiționată de păcate celui care se căiește din toată inima printr-un act de căință desăvârșită. Dar ce este căința desăvârșită? Este părerea de rău, de păcate, pe care o exprimăm în partea a doua din formula tradițională a actului de căință, și anume: dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Iată ce este căința desăvârșită. Ceea ce spuneam mai înainte este prevăzut și în Catehismul nou al Bisericii Catolice, la numărul 1452. Începem celebrarea penitențială din această seară cu o rugăciune. Să ne rugăm. Atotputernice, milostive Dumnezeule, care ne-ai unit în numele Fiului Tău ca să dobândim îndurare și să aflăm har la vreme potrivită, deschide-ne ochii ca să vedem relele pe care le-am făcut și mișcă-ne inimile ca să ne întoarcem la Tine cu adevărat și din toată inima. Pe cei pe care păcatul le-a despărțit și i-a împrăștiat, iubirea Ta să-i readucă la unitate. Celor cărora le-ai dăruit, le-a dăunat slăbiciunea, puterea Ta să le redea sănătatea și să-i întărească. Și pe aceia pe care moartea i-a învins cu desăvârșire, Duhul Tău să-i readucă la viață, ca fiind restabilită iubirea în noi, să strălucească în faptele noastre imaginea Fiului Tău și toți oamenii, recunoscând chipul Său pe fața Bisericii, să înțeleagă că Tu L-ai trimis pe Iisus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, care viețuiește și domnește împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectură din cartea profetului Isaia. Spălați-vă, purificați-vă, deci și curățați-vă. Îndepărtați răul faptelor voastre dinaintea ochilor mei. Încetați să faceți răul. Învățați să faceți binele, căutați judecata, îndreptați-l pe opresor, faceți dreptate orfanului și apărați-o pe văduvă. Veniți să discutăm, zice Domnul. Dacă păcatele voastre vor fi roșii ca pânza stacojie, ca zăpada le voi albi, și dacă vor fi roșii ca purpura, vor deveni albe ca lâna. Dacă veți binevoi și veți asculta, veți mânca bunătățile pământului. Dar dacă veți refuza și vă veți răzvrăti, de sabie veți fi devorați, căci gura Domnului a vorbit. Cuvântul Domnului. Ai milă de noi, Doamne, căci am
dreptate și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Milă de noi, Doamne, căci am păcătuit, căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă purur înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce rău înaintea ta am săvârșit. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Crează-mi mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu m-a alungat de la fața ta și Duhul tău sfânt nu lua de la mine. Milă de noi, Doamne, căci am și bucuria mântuirii tale și întărește-mă cu duc binevoitor. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Bucură-te, Regele nostru, care, ascultând de Tatăl, ai fost dus la răstignire ca un miel blând la înjunghiere. Domnul să fie cu voi. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, stând la masă cu discipolii săi, Iisus s-a tulburat în duh și a mărturisit: adevăr, adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda. Discipolii se uitau unii la alții, nedumeriți fiind în legătură cu cel despre care vorbește. Unul dintre discipolii lui, pe care îl iubea Iisus, stătea la masă la pieptul lui Iisus. Atunci Simon Petru i-a făcut acestuia semn să se intereseze cine ar putea să fie cel despre care vorbește. El s-a plecat, deci, pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: este acela pentru care voi întinge îmbucătura și o voi da. Atunci, întingând îmbucătura, a luat-o și a dat-o lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon. După acea îmbucătură, a intrat Satana în el. Atunci Iisus i-a zis: ceea ce vrei să faci, fă repede. Dar niciunul dintre cei care stăteau la masă nu a înțeles de ce i-a spus aceasta. Și cum Iuda ținea punga cu bani, unii au crezut că Iisus îi spune: cumpără ceea ce ne trebuie pentru sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Așadar, luând îmbucătura, Iuda a ieșit îndată și era noapte. După ce a ieșit el, Iisus a spus:
Acum a fost glorificat Fiul omului și Dumnezeu a fost glorificat în El. Iar dacă Dumnezeu a fost glorificat în El, și Dumnezeu îl va glorifica în El însuși și îl va glorifica îndată. Copilași, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta și așa cum le-am spus iudeilor, vă spun acum și vouă. Unde merg eu, voi nu puteți veni. Simon Petru i-a spus, Doamne, unde mergi? Iisus i-a răspuns, unde merg eu, Tu nu mă poți urma acum, dar mă vei urma după aceea. Petru i-a spus, Doamne, de ce nu pot să Te urmez acum? Îmi voi da viața pentru Tine. Iisus a răspuns, Îți vei da viața pentru Mine? Adevăr, adevăr îți spun, nu va cânta cocoșul până când mă vei renega de 3 ori. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, lecturile biblice pe care le-am ascultat ne provoacă la reflecție. Avem în prima lectură chemarea la convertire, venită din partea lui Dumnezeu prin gura profetului Isaia. Spălați-vă, purificați-vă și curățați-vă, spune Domnul. Îndepărtați răul faptelor voastre dinaintea ochilor mei. Încetați să faceți răul. Învățați să faceți binele. Și tot în această lectură vine și asigurarea iertării pe care Dumnezeu ne-o dă dacă ne convertim cu adevărat, așa încât, citez, dacă păcatele voastre vor fi roșii ca pânza stacojie, ca zăpada le voi albi. Și dacă vor fi roșii ca purpura, vor deveni albe ca lâna. În fragmentul evanghelic pe care l-am ascultat acum, dar l-am ascultat și ieri la Sfânta Liturghie, Sfântul Ioan Evanghelistul ne pune în fața ochilor minții noastre 2 păcătoși, 2 mari păcătoși, Iuda și Petru, 2 apostoli care au stat mereu alături de Iisus, i-au ascultat învățătura, i-au văzut minunile și faptele sale bune și totuși, ca să vedeți slăbiciunea omenească, amândoi au păcătuit grav. Iuda l-a trădat pe Iisus, vânzându-L pentru un preț derizoriu de 30 de arginți, iar Petru l-a renegat cu jurământ în fața unei simple servitoare. Auzind acest lucru, parcă suntem cuprinși de furie și am fi tentați să-i luăm la de gât pe amândoi. Să-i scuturăm bine. Cum ați putut voi să faceți una ca asta? Dar să nu ne grăbim, pentru că în fiecare din noi se poate ascunde un Iuda sau un Petru. Da, ce sunt păcatele noastre dacă nu trădări sau renegări ale credinței? Este mai bine pentru noi să ne luăm noi de gât, să ne scuturăm bine acum în aceste zile, înainte de a celebra Marea Sărbătoare a Învierii Domnului, de aceea să ne reculegem acum câteva momente ca să ne gândim fiecare cu ce L-am supărat noi pe Dumnezeu,
care sunt trădările noastre, care sunt renegările noastre. Și apoi, conștienți de vinovăția noastră, nu ca Iuda, care a deznădăjduit de mila lui Dumnezeu, s-a dus și s-a spânzurat, ci ca Petru, care s-a încrezut în mila lui Iisus, s-a căit de păcatul său, l-a plâns amar și a obținut iertarea. Așa și noi, să trezim în suflet căință desăvârșită pentru păcatele comise, ca să obținem iertare de la Iisus, cu hotărâre de îndreptare, dar și cu a doua hotărâre de a ne spovedi în particular în fața preotului de îndată ce vom putea. Acum, pe fond muzical al orgii din biserica noastră, vă ajut cu câteva întrebări pentru cercetarea cugetului. Ne întrebăm fiecare: m-am rugat zilnic lui Dumnezeu? Am înjurat de lucruri sfinte? Am vorbit vulgar? Am ascultat de părinții și mai marii mei? I-am respectat? M-am rugat pentru ei? M-am certat cu alții? Am avut ură, dușmănie pe alții? Am jignit pe alții grav? Am invidiat? Am înșelat? Am spus minciuni ca să fac rău altuia? Am criticat destructiv pe alții? Am blestemat? Am dorit rău altuia? M-am bătut cu alții? Am săvârșit avort? Am îndemnat la avort? Am ajutat sau am fost de acord să se facă avort? Iert în inima mea pe toți cei care m-au supărat? Am furat? Am poftit bunul aproapelui meu? Mi-am păstrat sfânta curăție în gânduri, cuvinte, priviri și fapte? Cei căsătoriți, am încălcat fidelitatea conjugală? Am dat scandal altora prin comportarea mea sau prin omisiunile mele? Mi-am îndeplinit conștiincios datoriile stării, datoriile pe care le am de îndeplinit în fiecare zi? Mi-am achitat datoriile? M-am spovedit și împărtășit măcar de Paști pentru cei care nu sunt spovediți cu ani? Am frecventat biserica și sacramentele în perioadele în care, sau perioada în care puteam face acest lucru? Am ținut postul și abstinența? Am făcut abuz de mâncare și de băutură? Sunt hotărât ferm să-mi schimb viața, să mă convertesc?
Și acum, conștient fiecare de vinovățiile noastre, cu adâncă umilință să-i cerem iertare lui Dumnezeu, spunând formula tradițională a actului de căință. Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind Te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul Harului Tău, și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte prea milostiv, îți mulțumim că ne-ai iertat păcatele prin Fiul Tău Iisus în Duhul Sfânt. Tu ai binevoit să arăți atâta iubire față de această lume, încât L-ai dat pe unicul Tău Fiu pentru mântuirea noastră. Prin crucea Lui am fost mântuiți, prin moarte înviați, prin pătimire salvați, prin înviere preamăriți. Prin El Te invocăm cu umilință să binevoiești a ajuta în toate această familie a Ta, unită cu noi în rugăciune comună.
să fie respectul cinstirii tale în simțurile noastre, căința în inimă, dreptatea în purtare, pietatea în tot ceea ce facem, adevărul în vorbire, corectitudinea în moravuri, ca să ne învrednicim a primi cu demnitate și dreptate coroana măririi și a trăi cu sufletele curate marea sărbătoare a Paștelui care se apropie. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea penitențială s-a încheiat. Vă rog să rămâneți acum la calea crucii și apoi la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Oferim calea Sfintei Cruci din seara aceasta ca ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi și cerem de la Bunul Dumnezeu să ne dea puterea de a purta cu răbdare, cu resemnare și încredere această cruce a pandemiei care a lovit lumea întreagă. Doamne, Tu ne adresezi un apel la credință care nu înseamnă doar a crede că Tu existi, ci a veni la Tine, a avea încredere în Tine. În acest post mare răsună apelul Tău urgent, convertiți-vă, întoarceți-vă la Mine cu toată inima. Ne chemi să percepem acest timp de încercare ca pe un timp de alegere. Nu este timpul judecății tale, ci al judecății noastre. Timpul de a alege ce anume contează și ce anume trece, de a separa ceea ce este necesar de ceea ce nu este necesar. Este timpul de a redirecționa cursul vieții înspre Tine, Doamne, și spre ceilalți. Putem privi la atâția tovarăși de călătorie exemplari care au reacționat dăruindu-și propria viață. Este forța activă a Duhului revărsată și modelată în dăruiri curajoase și generoase. Este viața Duhului capabilă să răscumpere, să valorizeze și să arate că viețile noastre țesute și susținute de persoane obișnuite, de obicei uitate, care nu apar în titlurile din ziare și de reviste, nici în marile defilări de la ultimul show, ci fără îndoială, scriu astăzi evenimentele decisive ale istoriei noastre. Medici, infirmieri și infirmiere, angajați din supermarketuri, angajați de la curățenie, îngrijitori, transportatori, forțe de ordine, voluntari, preoți, călugărițe și mulți, mulți alții
care au înțeles că nimeni nu se salvează singur. În fața suferinței, unde se măsoară adevărata dezvoltare a popoarelor noastre, descoperim și experimentăm rugăciunea sacerdotală a lui Iisus, ca toți să fie una. Câți oameni exercită în fiecare zi răbdare și însuflă speranță, având grijă să nu semene panică, ci corresponsabilitate. Câți tați, mame, bunici, bunicuțe și învățători arată copiilor noștri cu gesturi mici și zilnice cum să înfrunte și să traverseze o criză, readaptând obișnuințe, ridicând privirile și stimulând rugăciunea. Câte persoane se roagă, oferă și mijlocesc pentru binele tuturor. Rugăciunea și slujirea tăcută, ele sunt armele noastre învingătoare. Act de căință. Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind Te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Stațiunea întâia. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Spălatul mâinilor. La început o recomandare, apoi o obligație. Spălatul mâinilor ne poate proteja de infecții, dar nu spălatul mâinilor lui Pilat. El a spus, îmi spăl mâinile în nevinovăție, ceea ce înseamnă sunt indiferent de situația ta, Iisuse. În acest timp de pandemie, spălatul mâinilor arată de fapt că ne pasă de celălalt. Pentru toți cei atinși și afectați de coronavirus, în special pentru familiile lor, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. În acest timp de pandemie, fiecare trebuie să poarte o cruce specială. Boală, carantină, izolare, separare de cei dragi, șomaj, venituri diminuate. Iisus ne invită să acceptăm crucea, apoi să-L urmăm. Nu este ușor, dar în acest timp suntem mai mult ca oricând invitați să mergem la El. Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Pentru noi toți, pentru a avea puterea să ne purtăm crucea în acest timp de pandemie, al cărui sfârșit nu se întrevede, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne pe noi.
stațiunea a treia, Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mulți sunt testați în acest timp. Așteptarea rezultatului este apăsătoare. După ce și-au pus încrederea și au cerut ajutorul lui Dumnezeu, au primit răspunsul pozitiv. Ce înseamnă acest lucru? Cum se va termina? Cum pot fi ajutați? Vor rămâne căzuți sub povara depistării? Iisus a căzut, dar iubirea față de noi i-a dat puterea de a se ridica. Pentru toți cei bolnavi, cărora le lipsește îngrijirea medicală, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin primirea la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa mâhnită. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Întâlnirile personale sunt în acest timp restricționate. Ce bine că avem smartphone-uri. Un apel video este o binecuvântare. Dar ce se întâmplă cu cei care nu au acces la internet sau la semnalul GSM? Maria se află pe drumul pe care Fiul își duce crucea grea. Privirile li se întâlnesc. Ea vede chinul lui și poartă toată durerea împreună cu el. Cât de mult și-ar dori o mamă aflată pe patul de spital sau într-un azil să-și vadă copiii sau nepoții și nu îi este permis. Pentru toți cei dragi ai noștri pe care nu îi mai putem vizita, dar și pentru cei care ne înlocuiesc pe noi în spitale sau aziluri, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne! Stațiunea cincea, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. De când a debutat pandemia, am auzit foarte multe aplauze. Le-am auzit și înainte, dar poate că nu le-am dat atenție. Astăzi facem cunoștință cu mulți eroi. Medici, asistente medicale, îngrijitori de bătrâni, voluntari. Împreună fac lucruri supraumane și împreună merită din plin aplauzele noastre. Iisus l-a acceptat pe Simon din Cirene ca ajutor pentru a duce crucea. Pentru toți medicii și asistentele medicale care în acest timp de pandemie simt din plin epuizarea fizică și psihică, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne pe noi. Stațiunea șasea, Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Trăim într-un timp al măștilor protectoare.
Unii poartă o astfel de mască toată ziua, alții doar pentru câteva momente. Nimănui nu-i plac semnele rămase pe chip, cu atât mai puțin când realizez că doar ochii pot schița un zâmbet. Veronica vede suferința lui Iisus, curajoasă pătrunde prin mulțime și îi oferă Domnului marama pe care el își întipărește chipul. Pentru toți acei oameni al căror loc de muncă în acest timp reprezintă un risc, vânzători, curieri poștali, polițiști, pompieri, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! A șaptea, Iisus cade a doua oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În situații de criză, experimentăm suișuri și coborâșuri. Uneori ne ridicăm, alteori rămânem căzuți. În acest timp de criză, suntem asaltați de știri și noutăți care ne deprimă. Numărul celor depistați crește, la fel și al celor care au pierdut lupta. Unii ne vor căzuți, alții încearcă să ne ridice moralul. Ne dorim normalitate și clipe de speranță. Iisus cade a doua oară. Cu mare efort, El se ridică pentru a-și împlini misiunea. Pentru semenii noștri din țările care sunt afectate sever de pandemie, precum și pentru cei din țările subdezvoltate, care nu au acces la îngrijiri medicale specializate, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Speranța și disperarea sunt însoțitoarele noastre în acest timp. Le întâlnim pe rețelele de socializare, în ziarele și pe site-urile care ne dau statistici și prognoze. De cele mai multe ori, aceste însoțitoare smulg ochilor noștri lacrimi prețioase de bucurie sau de tristețe. Pe drumul spre Calvar, s-au adunat femei care îl plâng pe Iisus. El însă, plin de milă, se gândește la necazul lor. Pentru toți cei responsabili în politică, economie și știință, precum și pentru cei care caută o rezolvare a pandemiei în domeniul cercetării, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne! Stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Cei care și-au părăsit țara din cauza războiului, a foametei sau a neajunsurilor,
alegând calea privegiei, experimentează în acest timp de pandemie trei căderi. Prima, părăsirea căminului. A doua, apăsarea dorului de cei dragi. Și a treia, expunerea la riscul nepăsării în cazul unei depistări cu coronavirus. Iisus este extrem de istovit și se prăbușește a treia oară. Nici noi nu suntem încă la țintă, suntem pe drum, adeseori singuri și părăsiți. Și pentru noi poate să vină ceasul când totul ne părăsește. Pentru cei fără adăpost, pentru imigranți și pentru cei care trăiesc în sărăcie, precum și pentru organizațiile și voluntarii care se îngrijesc de ei și le oferă ajutor, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea a zecea, Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Nu mai miră pe nimeni că după această pandemie va veni o criză economică sau criza de identitate. Medicii și lucrătorii medicali care au asistat la atâtea decese vor avea nevoie de un timp de refacere psihică. Preoții care i-au stropit atâtea sicrie cu apă sfințită vor avea nevoie de răspunsuri. Cei vindecați vor avea nevoie de recuperare. Cei introduși în șomaj vor avea nevoie de un loc de muncă. Soldații îi smulg hainele lui Iisus în fața mulțimii, iar rănile biciuirilor încep din nou să sângereze. Pentru cei care se simt dezbrăcați de ei înșiși în acest timp de criză, pentru cei care nu mai sunt apreciați sau care au abandonat de bunăvoie lupta cu pandemia, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 11-a, Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În această pandemie ne simțim cu toții blocați. Unii se simt între patru pereți, ca într-un labirint fără nicio scăpare. Izolarea și compania doar a membrilor familiei li se pare multora ca o partitură muzicală cu aceleași voci, monotonă și plictisitoare. Dacă privim la Iisus răstignit pe cruce, s-ar putea să-i înțelegem sentimentul. Am putea vedea rănile răstignirii, dar și brațele deschise care ne așteaptă la El. Mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toată dragostea pe care o putem experimenta în acest timp de suferință, precum și pentru dragostea familiei pe care o simțim acum mai mult ca de obicei, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 12-a, Iisus moare pe cruce.
Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus strigă cu glas puternic: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Omenirea se confruntă acum cu o vinere sfântă permanentă. E suficient să te gândești că prezența la Sfintele Liturghiei este îngrădită. Unde este Dumnezeu în acest timp? Cât de adevărate sunt cuvintele Papei Francisc: Doamne, ne-am amăgit că putem rămâne sănătoși într-o lume bolnavă. În inimile multora rămâne întrebarea: oare ne-a părăsit Dumnezeu? Doar privind și iubindu-L pe Iisus, știm că după o vinere sfântă vine sigur Duminica Învierii. Să ne unim rugăciunea noastră cu cea a lui Iisus, întrebându-L pe Dumnezeu de ce. Vom auzi răspunsul în timp ce vom ține un scurt moment de reculegere interioară. Iar acum ne rugăm și spunem: Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 13. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus a murit. Iosif din Arimateea, plin de tristețe și respect, l-a așezat pe Iisus în brațele Mariei, mama sa îndurerată. Ce se va întâmpla când amenințarea coronavirusului va trece? Ce anume va aduce suferință în sufletul nostru? Ce experiențe ar trebui să schimbe maniera noastră de a relaționa? Ce acțiuni vor fi parte din cotidianul nostru? Cum va schimba această pandemie relația noastră cu Dumnezeu? Cum vor fi rugăciunile noastre? Maria ne dă un exemplu: să-L luăm pe Iisus în brațe, nu numai în ieslea Betleemului, ci și pe Calvar. Pentru ca lumea să-L accepte și să-L iubească mai mult pe Dumnezeu, conștientizând că Cel care ne-a scris povestea vieții noastre cunoaște și sfârșitul ei, ne rugăm și spunem: Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 14. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În acest timp de pandemie, pentru cei îndoliați este greu de acceptat o înmormântare într-un cerc restrâns de persoane. Dacă sunt doar 6 persoane acceptate, pe cine să alegi? Sau doar 10 persoane? Ce sentiment este în sufletul celor care și-au văzut persoana dragă ieșind pe picioare din casă și întorcându-se într-un sicriu? În acest timp de pandemie suntem asaltați de imagini care ne străpung zidul așezat între revoltă și înțelegere. Iisus a împărțit cu noi soarta mormântului. Fiind creștini,
știm că va urma un mormânt gol. Pentru răposații noștri, arătându-le că recunoștința și iubirea pătrund dincolo de zidul morții, având speranța și credința că piatra grea a crizei actuale va fi înlăturată, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 15-a, Iisus învie din morți, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus părăsește întunericul mormântului și învie glorios a treia zi după moartea sa. Este adevărul pe care îl mărturisim toți cei care credem în El și în viața de după această viață. Zeci de mii de oameni au intrat în moarte pe neașteptate. Cum să ne mângâiem? Iisus a venit la noi ca să ne învețe cum să ne trăim viața pe pământ și cum să murim, încredințându-ne cu totul lui Dumnezeu. El a murit ca să trăiască. Îi auzim cuvintele și le înțelegem mai mult ca până acum. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Pentru cei care acum trăiesc la Dumnezeu, pentru familiile lor, ca să găsească puterea de a sărbători și anul acesta Paștele, în speranța încercată, dar nu învinsă, că lumina și iubirea Domnului înviat sunt mai presus de orice, ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, ai milă de noi și de întreaga lume. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne! O Marie, Tu strălucești necontenit pe calea noastră ca semn al mântuirii și al speranței. Ne încredințăm Ție, tămăduitoarea bolnavilor, care la picioarele crucii Te-ai identificat cu suferința lui Iisus, păstrându-Ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului român, știi de ce avem nevoie și suntem siguri că vei face astfel încât, la fel ca în Cana Galilei, să revină bucuria și atmosfera de sărbătoare după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra Sa suferințele și durerile noastre pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Sub ocrutirea Ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu disprețui rugăciunile noastre, nevoile noastre, ci ne mântuiește oricând de toate primejdiile, Fecioară slăvită și binecuvântată. Amin. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie, nu te supăra pe noi. Doamne, Doamne, iartă-ne pe noi și în vecie, nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău.
Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.